v-am promis, domnul George Simion, președintele Aurii, este în direct alături de noi și ne vorbește de cea mai mare legătură pe care o pregătește. Așteptăm un răspuns de la domnul Simion în această seară și cum a ajuns să conducă atacul reziștilor la actuala putere. Și buscadă condusă de Simion astăzi în Parlamentul României, atac la biroul lui Ciolacu. Ce a aflat George Simion despre preluarea guvernării de către Ciolacu și cine l-a sunat pe Simion în secret să-l bage cu forța la guvernare? Cine conduce gruparea care vrea lichidarea lui Simion? Aflăm tot în această seară. Poate ne spune și de identitatea celor care au pregătit deja cărtușurile. Avem și documentul procuraturii despre Clotilde Armand. Întrebarea este dacă a cumpărat sau nu și mai ales pentru ce Clotilde Armand liniștea de la procurori. Protestatara care o acuză de fur pe Clotilde, doamna Codruța Cerva, este în direct alături de noi, va avea o intervenție în această seară, o salut și pe domnia sa. Vom vedea împreună imagini cu fugărirea oamenilor acuzați că fură pentru Clotilde. Și un scandal al șpăgii la DNA, însoțarea s-a dus astăzi peste procurori. Ea acuză implicarea politicienilor în circuitul șpăgilor date. Și în ultimul rând vorbim despre disputa preoților care se luptă pe animalele de companie ale românilor. Unul zice să le excomunicăm, altul să le protejăm. Acestea fiind spuse, breaking news. Bună seara, domnul Simion! Bună seara, domnul Ciutacu, din mirobolanta și fascinanta România. Sunt prin niște sate pe aici. Domnul, e din ce în ce mai fascinantă România. V-ați înhăitat cu reziștii? Nu, domnul Ciutacu, cred că ați văzut imaginile... Le-am văzut, am văzut că e organizat și pe aia. Ai dumneavoastră, nu vă mai ajung? Păi dacă ei nu reușesc niciodată să termine un lucru, zic unii că sunt neterminați. Au fost și la guvernare, n-au făcut nimic, n-au tăiat pensiile speciale... N-au făcut alegerea primarilor în două tururi, nu sunt în stare de nimic. Și aveau nevoie de o mână forte care să organizeze, să ducă pancardele lui Ciolacu în secretariat? Nu e asta problema, dar ei susțineau că acele pancarde sunt ale profesorilor, le-au abandonat undeva în Parlament, fără sens, și vrem să facem un lucru până la capăt, dacă facem opoziție, măcar să le vadă viitorul premier, doleanțele profesorilor, că altfel se pare că n-are ochi, n-are urechi pentru profesori. Păi, stați un pic, dar ce căutau pancardele profesorilor la grupul parlamentar al USR, iertați-mă, dacă puteți să-mi spuneți? Și că le-ar fi luat ei de la profesori să le ducă în plen. Nu știu dacă așa o fi, dacă nu o fi așa, cert e că le abandonaseră reziștii acolo, pe hol. Domnul Simion, au apărut astăzi acuzații în negocierile de ultimă oră dintre guvern și sindicate că acest protest ar fi manevrat de reprezentanți ai dumneavoastră și ai colegilor noastre de Parlament de la USR. Să naște noua opoziție unită? Domnul Ciutacu, au mai apărut acuzații la un post de televiziune rival că sunt coordonate protestele și că fac joc cu Moscovei. Noi știm... Asta genul ăsta de manipulare. Nu, sunt protestele oneste ale profesorilor, sunt cât se poate de justificate și noi ca opoziție nu putem decât să le salutăm și să cerem guvernului să remunereze corespunzător profesorii care sunt educatorii viitoarei generații.
Există niște acuzații, domnul Simion, că toți suntem în registrul acuzațiilor, că sunt lideri de sindicat care ar fi simpatizant sau membri ai AUR. Exemplu a fost dat al domnului de la Vaslui, domnul Lăcustă, numai că domnul Lăcustă tocmai ne anunță că nu e nici membru, nici simpatizant AUR. Aveți printre liderii de sindicat membrii de partid sau simpatizanți? Aveți vreo influență politică? Fie și la nivel logistic sau, dacă vreți, de sprijin moral pentru greva profesorilor? Domnul Ciutacu, asta e o manipulare la adresa profesorilor ca să-i facă să întrerupă greva. Noi suntem un partid politic de opoziție, nu suntem implicați în protestul profesorilor, dar îi felicit și îi rog să nu se lase descurajați de manipularea asta odioasă la adresa lor și la fel de presiuni care se fac de genul ăsta. Nu știu cine-i domnul Lăcustă, felicitări pentru greva pe care o face. Domnul Simion, v-a mai sunat zilele astea de când s-au luat de la principii cu liberalii domnul Ciolacu să vă propună să faceți o alianță de la guvernământ împreună? Domnul Ciolacu este la breloc cu domnul Iohannis, de ce să mă sune pe mine? Păi a zis că mai dăm bol, v-a sunat și că v-au sunat și liberalii. Acum nu vă mai nu v-am spus așa ceva, nu v-am spus că m-a sunat domnul Ciolacu. Atenție, că așa a zis și de târziu că s-a văzut cu Coldea și se văzute în parcare cu Dâncu. Bine, păi el de fapt săracu s-a împiedicat pe preș de buble și n-a mai ajuns până la masa lui Coldea. Da. Diferență mare între Dâncu și Coldea nu cred că există, dar asta e altă chestiune. Să nu inducem o opinie falsă în... Ok, dar hai să ne întoarcem. Dumneavoastră ați spus în studioul ăsta de televiziune că atât liderii PSD cât și ai PNL v-au căutat independent unii de alții să vă întrebe dacă le acordați sprijinul la guvernământ. În așa, avem un dialog constructiv cu toate forțele politice, așa. Alianță de guvernare, noi AUR facem doar cu românii, că am văzut că fac ei la guvernare de 33 de ani de când conduc separat sau împreună, că doar PSD-ul și PNL-ul au condus în ăștia 33 de ani. Deci nu sunteți dispuși nici măcar să votați un guvern minoritar ca să treacă de sufragile Parlamentului și ulterior să-l penalizați în Parlament? E exclus. Noi ne dorim alegeri anticipate, să ajungem cât mai repede la votul românilor, vot care va confirma faptul că noi suntem pe primul loc la nivel de simpatie populară. Ce fac sociologii cu ponderarea? De fapt e mascarea unui job care se întâmplă la urnele de vot, la aparatul primarului, la asistații sociali care trebuie să voteze cum vrea primarul, dar la nivel de simpatie populară noi suntem pe primul loc și avem tot interesul pentru a salva țara, să ajungem la urnele de vot cât mai repede la alegerea. Până ajungeți la alegeri anticipate, v-ați exprimat temerea sau chiar convingerea că există niște oameni care vă vor rău și că chiar vă pregătesc cu o ambuscadă în urma căreia să fiți arestat. Aveți mai multe detalii de la momentul declarației până astăzi? S-au mai manifestat oamenii ăștia răi? Păi domnul Ciutacu, inclusiv dumneavoastră la România TV, așa? Pe 30 septembrie arătați cum am carnetul suspendat, cum am fost ridicat de mascat. Dacă asta nu este un indicator suficient de clar, ce să mai zicem? Să mai povestim cum am avut cel mai mare meeting după meeting-ul profesorilor, meeting pe 6 mai, și multe din posturile de televiziune au primit indicații să nu reflecte acel protest. Păi v-ați gândit că poate nu v-au considerat interesant, n-aș vrea să fiu rău. Era în coronarea regiului Charles atunci, ce drag. Multe, multe lucruri se pot spune despre noi, dar... Ok, domnul Simion, stați să ne înțelegem. Poate exista un boicot mediatic la dumneavoastră. Sunt dispus să accept teoria asta. Poate exista multe, dar de aici și până la a spune că sunt unii care vă vor lichida politic și eventual din punct de vedere penal și vă pregătesc arestarea, e o cale un pic mai lungă. Păi dacă mi-au fabricat chestiunea aia cu carnetul suspendat, s-a dovedit că nu aveam carnetul suspendat. O dovadă mai mare decât asta, ce vreți? Faptul că a sunat cineva să spună că există o bombă la nunta mea și nu a existat nicio bombă. Ce vreți să vă... Eram acolo, domnul Simion, dacă vă amintiți, când au venit păi băieții. Și nu s-a găsit nici până acum pe cel care a lansat amenințarea. Ceea ce mă face pe mine să cred că Ministerul de Interne a domnului Bode, care trimite mașini de la 21, sper să mă urmărească, că influența pe care Virgil Popescu a și anumite servicii,
că viitorul politic a domnului Helvig etc. etc. Sau că acest personaj toxic numit Florian Coldea încă mai are pori pe care încearcă să le tragă? Păi, pare că încearcă să le tragă și la dumneavoastră în partid, cel puțin la nivel de aparențe. Nu, am toată încrederea în Claudiu Târziu, astea sunt fabricațiile presei și invențiile PSD-ului care se simte amenințat de către noi. Pot să fac și o întrebare discretă la dumneavoastră, că tot nu ne aude nimeni? Vă rog, dar mai încet așa. V-ați întâlnit vreodată cu domnul Coldea față în față? Păi, v-am zis și la dumneavoastră la România TV, niciodată nu m-am întâlnit cu Florian Coldea și îl consider unul dintre cei mai toxici indivizi pentru România ultimilor ani. În schimb, știu cine s-a întâlnit cu domnul Coldea și stătea la șprițuri, la Chilian Porci și așa mai departe. Domnul Liviu Dragnea, pe care îl sfătuiesc să nu mai găsească cu ciuperci, că se pare că unele dintre ele sunt halucinogene. Sunteți răutăcios cu domnul Dragnea, așa găsit păi dacă vocația. Toată lumea ne face că suntem oamenii rușilor și Dragnea zice că suntem oamenii americanilor. Vă dați seama ce dilemă pentru mine. Păi pe medie stați bine, domnul Simion, dacă unii zic că sunt cu rușii și unii zic suntem că sunt... Suntem oamenii românilor, înseamnă. Sunteți oamenii românilor, da. Deci dumneavoastră dezmințiți orice legătură de orice tip cu gruparea informală pe care bănuiesc o coordonează domnul Coldea, că cel puțin teoretic, conform monitor oficial, e un pensionar cinstit. Eu auzeam că domnul Coldea lucrează la niște dosare la adresa noastră mai anul trecut. Așa? Și l-am abordat frontal cu colegii noștri din presă alături pe domnul Helbig și l-am întrebat, Coldea, ce face, face și? De capul... Aolo, taman când vorbiți de Helvig și de Coldea s-a gătuit legătura telefonică. Hai să vedem dacă putem să o refacem, că după aia ziceți că vă boicotăm și la asta. Vă auzim? Sper că mă auziți, nu știu. Păi stați și dumneavoastră locului, știu că sunteți ca argintul viu, dar dacă puteți să stați într-un loc cu semnal 2-3 minute, v-aș fi recunoscător. Deci să reluăm, ce a zis domnului Helvig despre domnul Coldea? L-am întrebat dacă face pe capul lui domnul Coldea și a zis domnul... de capul lui. Deci sunt că filmările faci... din momentul respectiv. Bun, dar iertați-mă, am înțeles că domnul Helvig s-a desolidarizat de domnul Coldea, salut acest gest, dar întrebarea e, în ce calitate face Coldea dosare în țara asta de capul lui? Nu știu, eu, mi pare că lucrează cu cei care tot asupra unei anchete despre la momentul respectiv. Bă, fraților, putem să facem pomul ăsta să se audă, că după aia iar o să se umple internetul mâine, că taman când făcea Simion dezvăluiri despre Coldea, ne, nu s-a mai auzit. Coldea din România, vrut între voi înțeles ceva, eu știu că par eu cretin. Am înțeles Coldea, deci era... Da, desigur, lucru care se aude e Coldea, nu? Da, da. Am înțeles statul paralel, statul paralel. Domnul Simion, jur, vă mai sun o dată prietenul nostru comun, Vali Pârvu, cel mai șmecher producător din istoria postului. Eu Oltean și eu sunt în Oltenia acum, tocmai am plecat din Craiova. Aoleu, păi, cred că asta vă strică anturajul de acolo, domnul Simion. Am venit cu semnalul pe aici și de fiecare dată când zic Coldea se întrerupe. A, da, e așa ca un soi de consemn, cum ai pronunțat numele celui al cărui nume nu-l rostim, nu, deja nu, să nu, termin. Nu știu cum au făcut, nu știu cum au făcut. Stați un pic, domnul Simion, țineți-vă un pic că vă resunăm, că deja nu mai pot, mă lasă nervii. Când să zică alea miștos, nu se mai aude. Vali, resună-l pe domnul Simion, până atunci comentăm. Domnul Turcescu. Da, domnul Turcescu. Deci, e fabulos. Păi, vedeți să nu ziceți numele la capate, ne corectăm pe aici. Poate cade la valiera. Da, poate cade. Că... Deci, domnul Simion, președintele... Da. Celui mai important partid al opoziției la ora actuală. Da. Să duce și-l întreabă frontal pe șeful Serviciului Român de Informații în funcție. Da. Dacă fostul face de capul lui dosare sau nu. Și domnul Simion spune că domnul Helvig îi spune că Coldea face de capul lui. Că era altfel. Și vă întreb și pe dumneavoastră. Dincolo de faptul că suntem cea mai țară proastă. Noi suntem zdravi în la cap, nu, așa? Nu suntem, dar ce? Asta este, adică... e axiomatic. Nu mai suntem de mult. Dar poporul român a murit. Eu știu că nu mai are semnal. Doamne. Poporul român. Domnul Coldea, dați-i semnalul lui Simion înapoi. Să-i dea Elon Musk cu ceva. Așa, măcar Elon Musk să ne salveze. Poporul român a murit. Poporul român pe care îl știam noi
care avea și, cum să spun, o fibră normală, da, judeca, era atent, tresărea, avea momente de revoltă, de indignare și mai departe, poporul la român a murit, la revedere. I-a locuit cu altceva. Se întâmplă, de-aia apar tot soiul de situații de genul ăsta. Stai, că ce chiar de acolo, de asemnal. Ați revenit la un Simion. Nu mi-a dat vedeți cum dați naștere la știri false. Ziceți. Sunt pe aici, pe drumurile Olteniei și probabil au făcut vreun corten americanii. Așa? Cum discutează cu strerupe. De la Deveselu. De la Deveselu, de la Deveselu. Ei, suntem în zonă, da, suntem în zonă la Caracal. V-ați dus să vă vedeți cu Bercea Mondialul? La prostie de la Caracal. Nu, sunt în drum spre București, dar am avut felul la... Sunteți în drum spre... Vedeți să nu se răstoarne, că s-a mai răstoarnat un car acolo. Veniți să dea jos guvernul și să preluați puterea domnului Sibion. Eu aș veni, dar nu mă ajută reziști ăștia, sunt cam incompetenți, n-ați văzut? Da. Revenim la Coldea. Așa, hai să revenim la Coldea. Ce m-a implicat la momentul respectiv, a fost când a fost decorat el de francezi și de americani. Dar a trecut mult de atunci. A trecut mult de atunci, dar circulă un banc pe internet. Așa. În momentul în care decorează alții șefii serviciilor secrete, e ca și cum s-ar ocupa vecinii de soția ta. E așa, să zicem, cu un sâmbure adânc de adevăr spus asta. Păi bun, stați un pic, dar faptul că l-au decorat aia pe vremea când era în funcție, cu 100 de mii de ani, repet, îl face la fel de puternic și în zilele noastre? Dom'le, de la prezența domnului Coldea la o masă alături de niște distinși parlamentari și împrejmuit de niște ziariști și gata să se întâlnească și cu coliderul dumneavoastră, s-a stârnit o vâltoare în țara românească, zici că a venit sfârșitul lumii. Este... Eu cred că s-a avut distragerea atenției de la ce? Ceea ce contează, de la protestul profesorilor și de la faptul că, sub nicio formă, guvernul vrea să redea demnitatea românilor, că au bani. De un miliard de euro, cât am calculat noi că înseamnă profesori, puteau foarte bine să renunțe la alea 54 de tancuri expirate pe care le vom primi peste 4 ani. Păi cum să renunțe la ele? Că noi ne înarmăm. A spus Robert Turcescu că noi suntem la programul România înarmată. Iar ține cu rușii, domnule. Și iar țineți cu rușii, țin să vă avertizez. Păi, nu știu cu cine țin, că v-am zis, domnul Dragnea, am mâncat ciuperci, cum a zice că ținem cu americani. Sau a gătit ciuperci, nu știu, că e bucătar mai mult. Este, e chiar de talent. Sigur, gătește românește cu ulei de măsline care crește din belșug pe malurile lacurilor din România, dar în rest totul e perfect românesc. Pe mine nu mă interesează domnul Ciutacu de acest individ toxic numit Coldea, nu l-am văzut în viața mea, face bine să se ducă unde l-au decorat ea, să nu mai tragă sport din România. Dumneavoastră aveți o garanție că al dumneavoastră coleg de partid și fostul meu coleg de redacție, Claudiu Târziu, nu este implicat în niciun joc obscur, menit eventual să vă înlăture pe dumneavoastră la putere și să ducă partidul pe o altă cale? Vă întreb cât da. Se poate. 100% vă spun, asta a fost un joc al PSD-ului să încerce să dezbine unitatea care există în Alianța pentru Unirea Românilor. Am văzut și felul păi care a fost... un pic, joc al PSD-ului da, și a dat pe gheață și pe doi de la ei, cum ar fi Vasile Dâncu și Radu Popa, că ăștia nu-s de la... Știm că domnul Dâncu numai omul PSD-ului nu e. Ca de altfel și actuala conducere de la PSD. Păi dar asta un pic, numai omul PSD-ului nu e, dar asta nu înseamnă că nu e pe listele PSD-ului, asta nu înseamnă că e în guvern, nu e în guvernele PSD-ului și așa mai departe. A fost și viceprim-ministru, din câte ne aducem aminte. Sigur, într-o perioadă... La acolo. Sigur, într-o perioadă în care domnul Coldea a jucat un toroi în România și ăsta e un adevăr. Vă mulțumesc mult, domnul Simion, vă aștept la București cu covorul roșu să rezolvăm o dată cazul ăla cu preluarea puterii, dar convingeți-i pe usterii să fie un pic mai eficienți, e doar un sfat. Vă mulțumesc mult, o seară bună vă urez. Breaking news. Avem dovada, nu știu cât, că procurorii își bat joc de voturile românilor din sectorul 1. De 3 ani nu sunt în stare să dea o soluție în dosarele privind fraudarea de voturi de la sectorul 1. Colega mea, Laura Duță, știe totul despre acest subiect. Laura?
Bună seara, Victor, bună seara, domnilor și domnilor. Răspuns oficial de la parchetul general dovedește clar bătaia de joc a procurorilor din România cu privire la posibila frauda voturilor de la sectorul 1. Un dosar deschis imediat după alegeri a fost la secția pentru investigarea magistraților, ne reamintim cu toții. Ulterior a ajuns după competență, după desființarea acestui parchet, la parchetul Curții de Apel București. A stat acolo, acolo a mai fost deschis un nou dosar penal cu privire la acele fapte, și anume că unele imagini surprinse cu ceea ce s-a întâmplat în biroul electoral sectorului 1 au dispărut de la dosar. Nu au fost conectate cele două dosare la parchetul Curții de Apel, dovadă că nu s-a făcut nimic în aceste cauze. Au fost declinate către parchetul general pentru că procurorul vizat în acest caz, Nicolae Sprâncu, a ajuns de la judecătorie la Direcția Națională Anticorupție. Competența s-a mutat la parchetul general. Undeva în luna martie au ajuns cele două dosare. Iată, în acest răspuns oficial ne spune clar că urmărirea penală este tot în rem și că cele două dosare se află în lucru la secția de urmărire penală, deci practic nici aici nu au fost deocamdată măcar conexate. Este o bătaie de joc, nici măcar clasare nu s-a dat în acest dosar. Urmărim ce se întâmplă, poate până vine alegerile următoare vom avea o soluție. Mulțumesc mult, Laura, sunt foarte bucuros că se lucrează, domnilor și domnilor, și tocmai în cinstea acestei bucurii vă prezint acum imaginile nedifuzate până acum cu presupusa fraudă de la primăria sectorului 1, anchetată, după cum ne anunță parchetul general de procurori. Zeci de useriști au fost filmați în clădirea unde se aflau voturile, sunt și multe mașini și persoane dubioase, fiecare cu o geantă / rucsăcel în spate. Și nimeni nu i-a verificat când au intrat în clădire. Iată imaginile exclusive pentru care până la această oră singurul condamnat pentru presupusa fraudă sunt eu. Septembrie 2020, incinta biroului electoral sector 1. Trecuse de ora 20, celebra protestatară Codruța Cerva împreună cu alte trei persoane dădeau nas în nas cu niște intruși de la USR. Ce faceți aici? Sunteți de la USR? Bună seara, sunteți de la USR? Cei doi bărbați sunt Radu Stanciu, membru USR, și un consilier local la primăria sectorului 1, membru al aceluiași partid. Da. Noaptea ca butii, noaptea ca butii. Aici vezi. Unde? Uite, biroul electoral. Da? Deci suntem la BES. Deci suntem la BES, ok. Unde noaptea ca butii au venit, nu știu cât erau, 8 useriști. De ce ați venit la ora asta noaptea ca butii la 5? V-a trimis doamna Clotilde Armand? Ce e de făcut la ora asta aici? Ce faceți la ora asta aici? De ce nu vorbiți? Nu știu cine are... Spionați? Cine are datele de tot. Spionați sau ce faceți? Ce se întâmplă? Ia spuneți, doamnă. De ce ați venit? Aveți vreo treabă cu noi și nu știm noi? Da, păi suntem surprinse că sunteți aici. Lângă clădirea în care erau adăpostite voturile locuitorilor sectorului 1, în mod suspect, coincidență sau nu, cu rucsacuri în spate, un grup de useriști, printre care și Oana Iacob, Andrei Nicolaescu, candidați pe listele USR pentru funcția de consilier local. Codruța Cerva înconjoară clădirea. Pe fiecare latura imobilului găsește alte persoane suspecte. Ce faceți noaptea la ora asta aici? Ia spuneți, dragilor, ce s-a întâmplat? Rușinoaselor, vorbiți tare, nu vă mai rușinați, voi vorbiți la ureche. Spuneți și voi de ce ați venit la ora asta aici. Și cu băieții care au intrat încă vreo 10. Să fraudeze, exact. Ați venit la Ciordit noaptea ca hoții pentru USR, pentru Clotilde Armand? Bărbatul care dă târcoale în curtea clădirii unde voturile erau adăpostite este Georgian Radu de la Plus, partidul păstorit de Dacian Cioloș. Să vină miliția să-i percheziționeze, să vedem ce au la ei, să vedem ce s-a întâmplat, să vedem dacă sunt camere. Plângeri au fost depuse, iar imaginile compromițătoare au ajuns la secția specială, cea care trebuia să ancheteze presupusa fraudă de la sectorul 1. Numai că parchetul a fost desființat, iar odată cu el, dosarul împărțit în peste 160 de alte anchete, care se pare au rămas pe rol. Ce faceți, mă? De unde coborâți? Ia uite-i pe ăștia de la USR. De unde coborâți, mă? Ia ziceți, mă, de unde coborâți? Ha? De unde coborâți, mă?
Hai în magazin. Ce hai magazin, mă? De unde coborâți? Ia vină, măi, fată, de unde veniți? Ce căutați aici? Ce căutați aici? Ce căutați aici? Măi, de ce căutați? De unde ați coborât? Da, da. Invitații mei remarcă aici cu voce tare că toți au o rusă ceilalți, probabil face parte din uniformă. Doamne și domnule, în urma acestui scandal uriaș desfășurat acum 3 ani de zile, lucrurile stau, după cum vă spun, cu liniuță de la capăt. Clotilde Armand e tot primar la sectorul 1. Singurii oameni audiați într-o presupusă anchetă cu privire la derularea unei fraude electorale au fost Codruța Cerva și, după știința mea, Oana Lovin. Codruța Cerva e în direct alături de noi. Bună seara, Codruța, mulțumim că ești împreună cu noi și pentru răbdarea de care dai dovadă și pentru tenacitate. Și singurul condamnat în povestea asta sunt eu, că i-am stricat imaginea domnului procuror Sprâncu, șef al biroului electoral de sector, care între timp a fost promovat la DNA. Acestea fiind spuse, dau cuvântul Codruței Cerva. Codruța, a, uitați-mi ceva. Și procurorul care a închetat presupusa fraudă a fugit din țară. Atâta tot. Codruța, te-a mai căutat cineva de la ultima apariție a domnului procuror, de la ultimele noastre dezvăluiri? Poate mai ai vreun puseu de memorie, poate mai ai vreo filmare, poate mai ai ceva. Te-a mai întrebat cineva de la procuratură, că înțeleg că se lucrează. Bună seara, domnul Ciutacu, mulțumesc pentru invitație, salut pe telespectatori și pe invitații din studio. Domnul Ciutacu, eu de fiecare dată în ultimii aproape 3 ani de zile am tot făcut apel să fiu reaudiată. Încă o dată fac apel să fiu reaudiată, nu am fost sunată, nu am fost chemată la declarații, dar în schimb, de ce îmi doresc să fiu reaudiată? Pentru că materialul pe care l-ați dat dumneavoastră mai devreme este din de vineri. Am fost în studio la dumneavoastră la România TV, am pus la dispoziție imagini în exclusivitate. Pentru faptul că domnul Iașinoschi a fugit de frică, na, fiind bărbat, fiind procuror, beneficient de pază, eu în calitate de martor principal nu știu ce ar trebui să fac, să plec și eu din țară. Tocmai de aceea am înțeles că urmează să se pensioneze și doamna Scutea. Pentru cei care nu știu, doamna Scutea este procuror general la parchetul general. Și fac, îmi încerc norocul pentru ultima dată. Procurorul general. Fostul procuror general, că nu mai e gata. E la parchetul general, doamna Scutea. E la parchetul general, dar nu mai e procuror general. S-a pensionat? Nu, nu s-a pensionat, s-a terminat mandatul și a fost numit al procuror general. Da, ok. Solicitați o audiență la... Bun, fac apel la noul procuror general. Ok, fac apel la noul procuror general, că văd că se schimbă procurorii așa peste noapte. Domnul procuror general, care sunteți acum la parchetul general, vă rog din tot sufletul meu, reaudiați-mă. Vă pot pune la dispoziție inclusiv emisiunea de vineri de la România TV. Vă pot pune la dispoziție materiale, declarații, imagini, tot ce aveți nevoie. Vă ajut inclusiv, promit, cu rechizitoriu. Stau acolo la parchetul general și peste noapte. Numai să instrumentați acest dosar. Aveți tot ce trebuie în acest dosar. Aveți dovezi, aveți probe, aveți marturi. Nu mai să vă apucați de treabă. Reiterez aș mai vrea să mai completez un singur lucru, domnul procuror. Da, imediat reiterez întrebarea. În afară de tine și, dacă nu greșesc, de Oana Lovin, a mai fost cineva audiat în dosarul ăsta? Dintre băieții aia cu rucsăcei, doamna primar, habar n-am, șeful biroului electoral. Barna! Soțul doamna Clotilde Armand, doamna Clotilde Armand, nu a fost nimeni, domnul Ciutacu, reaudiat. Ba mai mult, pe Oana, când au chemat-o la SIJ, domnul Iașinovski a zis că nu, că să povestească ce s-a întâmplat, să nu scrie. Și Oana nu a scris. În schimb, și mie mi-a spus același lucru. Mi-a zis nu că să stăm de vorbă. Și am zis, domnul Iașinovski, eu n-am venit să stăm de vorbă la o cafea, am venit să scriu. Vreau să dau declarație scrisă și înregistrată. Deci singura declarație scrisă și înregistrată este doar a mea, pentru că Luana n-au audiat-o și n-au scris absolut nimic în declarații. Te rog, rămâi alături de noi, Robert. Robert și cu Bogdan Ficeac sunt alocatari ai sectorului. Deci, în 3 ani de zile, în dosarul ăsta, în care ne-a explicat nouă domnul Iașinovski, inclusiv în emisiunea asta, în direct, cum e cu fundația, cu casa, cu parterul, cu etajul, cu tot, până acum la fundație s-a luat o declarație. În 3 ani de zile. Nu sunt cuvinte. Cu imaginile alea, Dumnezeu. Repet, deci suntem morți. Noi trăim într-o țară în care, nu e nicio urmă de bun simț măcar. Nu mai zici de lege de ceva, da? Adică
erai obligat să lămurești ce s-a întâmplat acolo. Erai obligat. Imaginile pe care le-am văzut, costumația deja putem să o numim, pe care o abordaseră toți, cu rucsac, cu tăcere, uniformă, plus imaginile din interior, te obligau să dai un răspuns. Bă, puteai să spui, da, domnule, am cercetat, nu e nimic. Ăia cărau în spate flori. Da, nu știu, răsaduri, o chestie așa. Erau așa, se încălzeau cu rucsacul, aveau, nu știu, le era frig. Au pătruns acolo pentru că vreau să viziteze clădirea, biroul electoral de sector. Da? Erai obligat la un răspuns. E o bătaie de joc, e o nesimțire. Este incredibil că se poate întâmpla chestia asta într-o țară normală. Da? Atunci înseamnă că asta, într-o țară, de fapt, nici nu mai spui țară normală. În orice țară din lumea asta, în 3 ani de zile, trebuiau să avem un răspuns la toată chestia. Nu era nimic, nu e vreo ceva ce s-a întâmplat, cum să zic, pe dedesubt, a fost nevoie de nu știu ce fel de filaje, de informații, veni. Nu era alergarea după teroriști. Erau niște imagini filmate, doamna Cerva e în postura avertizorului despre care vorbim astăzi, public de integritate. Deci acum 3 ani de zile, doamna Cerva era în poziția avertizorului de integritate, care vine și zice, alo, procuratura, poliția, alo, biroul electoral central, am văzut ceva care e suspect, vă rog să anchetați. Bă, dacă ăștia 3 ani de zile n-au fost în stare să zică mai a fost sau nu a fost fraudă, domnul, atunci căutau domnul Ficeac, povestea asta vine incredibil pe fondul unei declarații de o sinceritate dezarmantă a doamnei Armand de la momentul respectiv, dacă vă amintiți, că am fost asigurată că nu merg camerele de la vedere. Și ulterior, imaginile din interiorul biroului electoral au fost luate cu singura cameră de la vedere, care din vari motive a rămas în funcție. Și în continuare, vorba lui Robert Turcescu, nimeni nu se chinuie nici măcar să salveze o aparență. Da, dincolo de faptul că suntem, nu știu ce relevanță ar avea, că suntem din sectorul 1. Păi dar la dumneavoastră s-a produs presupusa tentativă de fraudă. Da, dar ceea ce s-a văzut pe ecranele televizor. La mine în sector a câștigat pieduni fluierândă, trebuie să le ajute cu miliția acasă. Da, deci ceea ce s-a văzut la televizor, pe ecrane, imaginile acelea luate de camerele de luat, sau camera aia de luat, vedere, despre care, într-adevăr, și eu țin minte că am chiar am văzut declarația aia, doamna Clotil, că a fost asigurată că aia nu funcționa. Am fost asigurată. Dar pe nimeni nu interesează de la procuratură. Cine a asigurat-o, pe doamnă? Și de ce? A asigurat-o, da? Plus toate persoanele alea care au intrat acolo și sunt identificate. Dar unii sunt consilieri locali la sectorul 1 acum. Nu aveau nicio abilitare să intre acolo până la numărarea voturilor, da? Deci eu cred că este cea mai, cum să spun, sulfuroasă și sfidătoare insultă la adresa electoratului și la adresa democrației, așa fragilă cum e ea în țara asta. Și plus că eu am înțelesesem de la dumneavoastră că, uite, s-a mai făcut un pas, procurorul care a gestionat alegerile de acolo a fost luat de DNA, dar ziceți că a fost luat la DNA. Nu, la DNA, nu de DNA. Da, e... Cum e posibil să nu există o minimă revoltă? O minimă revoltă, da? O minimă revoltă. Cineva care să spună, domnule, nu-i posibil așa ceva. Da, doamna Cerva, vă rog. Concluzionați noastră, că noi nu mai avem cuvinte. Două lucruri, îmi cer scuze, două lucruri simple vreau să, simple, importante vreau să subliniez. În primul și în primul rând, aș vrea să reamintesc oamenilor că în 2019, în februarie, a fost introdus prin ordonanță de urgență instituția STS în sistemul de votare. Da. A fost introdus de doamna Viorica Dăncilă. În reparea mea pentru telespectatori și pentru dumneavoastră, dacă poate cineva să-mi răspundă în ce țară din Uniunea Europeană, țară membră NATO, că suntem cu Occidentul, așa, suntem pe democrație, ce țară din Europa mai deține o instituție militarizată în sistemul de votare? În afară, probabil, de țări de mâna a treia. Ce caută STS-ul în sistemul de votare? E o întrebare bună. Și al doilea lucru pe care vreau să-l spuneți? Și al doilea lucru vi-l spun în exclusivitate, domnul Ciutacu, în exclusivitate. Am zis să fiu o doamnă, am zis să nu întreb, am zis, dar totuși întreb. În ziua în care noi protestam la BES și ceream pe posturi renumărarea votului, după incidentul cu fraudare, seara ne-am întâlnit cu cei de la USR, l-am cunoscut atunci în ziua respectivă pe domnul Tudorache, care am așteptat vorba la telefon. După ce a terminat de vorbit,
Aș vrea să-și amintească și domnul Tudorache și domnul Ciolacu. Doamna, domnul Tudorache, cereți pe post renumărarea votului. Fostul primar, da. La care domnul Tudorache, cunoscându-mă de câteva secunde, mi-a zis: acum am vorbit cu împărăția și mi s-a spus să nu mai cer renumărarea votului și să plecăm acasă. Și vă reamintesc că nici măcar numărătoarea paralelă nu s-a mai făcut. Asta întrebând cum și-au permis useriștii să fraudeze, pentru că aici e vorba de complicitate. O spun în premieră ca lumea să înțeleagă. De ce domnul Ciolacu a spus să nu se mai ceară renumărarea votului și lumea să plece acasă? De ce domnul Ciolacu? Stați ușor, doamna Cerva, că vă vântați prea tare. Aveți o certitudine că Ciolacu i-a spus lui Tudorache? Că Tudorache v-a spus ce v-a spus? Aveți certitudine că a stat de vorbă cu el? Dar aveți certitudinea că domnul Ciolacu i-a cerut domnului Tudorache să nu mai renumere voturile? E o întrebare, uite, dacă se uită cineva din anturajul domnului. Da, este o întrebare și este o întrebare legitimă. Este o întrebare legitimă. Eu vă spun și vă citez. A zis împărăția, da, am înțeles. Vă citez. După ce am închis telefonul, mi s-a spus de la împărăție să nu mai cerem renumărarea votului și să plecați acasă. Dacă domnul Tudorache are demnitate, doamnă, dacă domnul Ciolacu are demnitate și nu o să mintă, o să confirme ce spun eu acum. Pentru că eu cunoscutul pe domnul Tudorache de câteva secunde, secunda 2, mâna să-i spun. Eu fiindcă am îndoi, domnul Tudorache, sunteți naiv sau naiv? Ok, eu n-am atât de multe certitudini ca dumneavoastră, motiv pentru care lansez întrebarea publică către domnul Ciolacu, dacă într-adevăr i-a cerut domnului Tudorache să Gabriela Firea era președintele PSD în București atunci. Ce ziceți? Că numai Gabriela Firea putea să facă treaba asta. Hai să fiți serios, dacă zicea Ciolacu, nu mai mișca unul. Auzi, dar nu mai vorbim pe tema asta, că avem altă temă. Dar știu și eu că nu s-au renumărat și nu s-a făcut numărătoare paralelă. Și după aia se văitau că au pierdut. Breaking news, cam ceva delicios. Ați auzit, domnilor și domnilor, probabil, nu probabil, ci mai mult decât sigur, despre scandalul generat de arestarea a doi inspectori, sau nu știu cum se cheamă, de la Autoritatea pentru Protecția Consumatorilor, în urma unui denunț făcut de o doamnă de afaceri la adresa lor și în urma unei presupuse șpăgi încasate de 50.000 de euro sau doar promise. O să încercăm să ne lămurim în această seară chiar de la denunțătoare, care este în direct alături de noi pe Skype și care a fost astăzi la DNA să protesteze. Doamna Oana Sați. Cristina Nae. Sărut mâna, doamnă, mulțumesc că sunteți împreună cu noi, iertați-mă că v-am botezat, vă sunt dator un miel de Paște. Care a fost obiectul denunțului, de ce ați denunțat? Înțeleg că i-a umflat DNA-ul și acum de ce sunteți nemulțumită de DNA? Bună seara, în primul rând, vă mulțumesc pentru această ocazie de a spune adevărul. Vă rog. Într-adevăr, a fost o muncă de 3 luni. Au cerut șpagă pentru? Au cerut mită, de fapt, da, pentru a deschide activitatea în luna, începând din luna octombrie. Stați un pic, deci dumneavoastră aveți o agenție de turism a cărei activitate fusese suspendată? A fost suspendată pe o perioadă de 6 luni. Și ei v-au cerut șpagă ca să vă redeschidă? Da, prin intermediari, deci totul se făcea prin intermediere, prin domnul Liviu, pot să dau nume? Da. Că sau oricum s-au scris peste tot, prin domnul Liviu Zamfir și Florin Stancu, care lucrează la contrainformații. Lucrează la contrainformații România-Dubai. Cât v-au cerut, domnul? 100.000 de euro, 50.000 i-am dat pe data de 24 mai, urmând să vină înapoi cu biletul care ajunsese la domnul Horia Constantinescu. Șeful ANPC, da? Da, ajunsese un bilet la dânsul, care trebuia să se întoarcă înapoi. Pe acel bilet am fost pusă să scriu 5 cerințe. Așa. La ceea ce renunțam, la procese, la tot ce trebuia să renunț, urmând să se întoarcă cu ce vor ei de la mine. Ce vroiau ei de la mine, să-mi țin gura. Bun, și dumneavoastră înțeleg... Asta a fost expresia care s-a vorbit când se văd pe camerele de la DNA. Când am intrat în mașină, în data de 24, aveam asupra mea toată aparatura,
Se vede foarte clar când spune că banii se duc la domnul Horia Constantinescu. Da? I-am spus, am spus să-i numere, n-a vrut să-i numere. Moment în care a spus că se întoarce cu biletul, cu ce aveam să fac, să-mi țin gura. Bun, stați un pic. Ați dat 50.000, înțeleg, da? Da. Și ați făcut și denunț. Am făcut denunțul încă de anul trecut. A fost luat în calcul abia în luna martie, când au văzut că deja sunt implicate nume foarte mari. Ce nume mari sunt implicate? Iertați-mă. Deci domnul de la Contrainformații, prin legătura, prin spusele dânsului, spun ceea ce am dat și se pot verifica camerele. Așa. Care au fost puse în birou și peste tot la... tot ce spun se poate verifica. Da, vă rog. Bun, deci domnul era finul domnul unui alt om de afaceri de la o altă agenție de turism, avea legătură cu domnul Pahonțu de la SPP, domnul Mieluș de la domnul Mieluș ăsta cine, iertați-mi, în cultură, de la protecția consumatorului sau ceva de genul, pe cei care urmează să se înființeze. Așa. Te asigurau, deși activitatea agenției, aici este culmea, activitatea agenției s-a reluat automat în data de 24 aprilie, da. Dar ei au continuat în continuare, s-a cerut aceeași pagă, acea mită, bani care urmau să se ducă la partid, chiar se aude. La care partid, doamnă, că sunt multe? La PSD. Și domnul Pahonțu lucra, domnul Pahonțu lucrează pentru prosperitatea PSD? Dar domnul, deci banii ajungeau la domnul Horia, care avea nevoie de bani pentru partid. La PSD. Și stați un pic, domnul Savu. Și domnul Pahonțu ce rol avea la afacerea asta? Ținea de șase. Deci au mai cerut pe timpul celor 3 luni de înregistrări, au mai cerut 10% acțiuni din firmă în valoare de 90.000 de euro. Au cerut să se integreze în firmă, au spus că la un moment dat se va integra în firmă contabila domnului Horia Constantinescu, care aduce, are firma de nepalezi, care îi aduce în țară. 3 luni de înregistrare, doamnă? 3 luni de înregistrare, da. Păi, bun, și până la urmă, pe cine au umflat? Pe aia 2 de la NPC? Nu, au spus că nu sunt probe suficiente pentru a-l lua pe domnul Horia la audieri. Așa, și pe cine au luat? Îi țin în arest preventiv, sunt în arest în 30 de zile, Liviu Zamfir și acest Florin de la Contrainformații. Păi așa, Florin, și dumneavoastră v-ați dus astăzi la DNA? De ce v-ați dus? M-am dus astăzi la DNA, am fost chemată la ora 9, practic, ca să mi se spună că nu au colaborat în continuare, sau ce urmau, care erau procedurile. Așa. Pentru că, vă dați seama, nu am știut, nu știam, n-aveam de unde să știu, da. Nu se mai ținea legătura cu mine după data de 25. Așa. Am fost acolo, le-am spus că nu este corect, aveți toate înregistrările, aveți absolut tot, aveți momentul când se dă, aveți totul, absolut tot, nume mari, grele. Păi, dar stați un pic, la un moment dat se repetă în continuu numele domnului Enzo, Vicenzo Castellano. Domnul Castellano, stați un pic, domnul Castellano nu e funcționar de stat. Are niște cluburi în București, dacă nu mă înșel. Da, se repetă în continuu, era unul dintre intermediari. Păi stați un pic, domnule, că nu ați dat 50.000. Dacă tragea fiecare din intermediari ăștia câte 2-3.000, până la final mai ajungeau 5.000. Deci am dat 50.000, se duceau cu ei, se întorceau cu biletul, urmând să mai dau 50.000. Și toți dădeau la PSD? Până la urmă, toți duceau la PSD, nu? Da, în care a fost făcut flagrantul. Am înțeles. Așa, stați un pic, domnule Sav. Păi, Simeone cu PSD-ul, Cerva e cu PSD-ul, oricum o dă, termină cu Cerva, termină cu celălalt. Orice. La orice ar vorbi, cer va finalul cu celălalt. Acum vine și doamna. Când mă acuză cineva că sunt anti-PSD. Acum vine și doamna cu PSD. Stai, domnule, opriți-vă un pic, că vreau să mă lămuresc cu doamna. Da. Bun, doamnă, n-ați mai dat a doua tranșă de 50.000, da? Nu am mai dat, pentru că a fost momentul în care s-a făcut flagrantul. Dar rău că n-ați dat, vedeam la profesor acum, da. Dar ălea 3 luni de zile de înregistrări, în afară de domnul de la Contrainformații și domnul ăla de la NPC, ați mai înregistrat pe cineva? Bănuiesc că în 3 luni de zile n-ați vorbit numai cu ăștia, nu?
Ba da, în 3 luni de zile vorbeam cu acest Liviu Zamfir, care ținea legătura cu ei prin intermediari. Era și el de față când vorbesc cu el? Păi era și el de față când vorbeați sau vorbeați seara? Aveam asupra mea niște camere. Așa, doamna, stați un pic, eu am ascultat o înregistrare în care pusă la dispoziție de colegii care au vorbit cu dumneavoastră și înțeleg că de la dumneavoastră, în care un domn vă întreabă când vreți să reluați ceartărele. Da, greșesc? Corect, pentru că... Dumneavoastră neavând teoretic autorizație de funcționare, nu? Ba, aveam autorizație de funcționare din data de 24 aprilie. Păi și atunci de ce trebuia să vă întrebe la când vreți să reluați ceartele dacă aveați autorizație de funcționare? Păi aici este o dilemă, pentru că domnul Constantinescu chiar scrie pe Facebook-ul dânsului încălcând codul de... etică și codul orice, cu orice drept ar, nu știu, nu pot să mă exprim acum. Denigrează practic un operator economic pe toate rețelele de socializare, omite și scrie că a omis un foarte important, a omis un paragraf, dar reluarea agenției, cele 6 luni. S-a reluat activitatea. Bun, s-a reluat, dar spuneți-mi și mie, cine e ăla care vă întreba când vreți să plece ceartărul? Este unul dintre cei arestați. Ai, unul dintre cei doi arestați. Da, ăla care de la... ducea mai departe informațiile. Când vreau, se rezolvă, totul va fi bine, totul se aranjează, am vorbit cu Cutărică, am făcut, am drept, am... Păi și dumneavoastră stați un pic, vă simțiți cumva tras atmosfera de ea de la DNA, adică ați colaborat 3 luni de zile și până la urmă au picat doi pești mici în toată povestea asta? Atâta cât se spun, când acele informații, sunt, acele înregistrări sunt vehiculate, nume, se urmăresc, probabil toată lumea știe cum este acțiunea celor de la DNA, corect sau nu? Nu știu, doamnă, m-a ferit Dumnezeu să colaborez cu ei, vă spun că să vă... Bun. Atunci când se vehiculează fel de fel de nume, au fapta dinainte, fapta în curs și fapta ce va urma, pentru că au fi 5.000 de euro lunar, da? Deci urma să se integreze în firmă cineva, urmau bani care se dădea lunar, urmau vacanțe care trebuia să le oferim și multe cele. Eu cred că registrările și tot ceea ce are în momentul de ține în momentul de față de DNA-ul au suficiente probe pentru a chema la audiență. Colegii mei încearcă, iertați-mă, trebuie să fac o precizare, colegii mei încearcă de la începutul convorbirii mele cu doamna să ia legătura atât cu domnul Constantinescu cât și cu domnul Pahonțu. Momentan e imposibil în măsura în care cei doi domni vor să intervină. Așteptăm pozițiile lor. Mulțumesc mult, doamnă, că ați fost alături de noi în seara asta. Nu știu ce mă face să cred că povestea asta va continua. Breaking news. Și acum, domnilor și domnilor, special pentru domnul Savu, un moment de gravă importanță. Scandal uriaș stârnit în mediul online de preotul Matei Vulcănescu. Acest scandal ia amploare, pentru că domnul Vulcănescu a cerut să ne dezicem de pisicile și de câinii noștri dacă nu vrem să ajungem în iad. Iar un alt călugăr îl desfințează pe domnul Vulcănescu pe motiv că ar fi jignit iubitorii de animale și vine cu un mesaj indirect pe internet. Dumnezeu a făcut totul cu rost. Să vedem dezbaterea de idei. Mesajele publicate de preotul Matei Vulcănescu despre iubitorii de animale au stârnit controverse. Dimitrie Ivașco, stareț la schitul Straja din Hunedoara, i-a răspuns indirect preotului printr-o postare publică pe internet cu titlul Ceea ce Dumnezeu a creat omul să nu disprețuiască, ci să iubească. Închinătorii la pisici și câini nu vor moșteni împărăția cerurilor. Cine ține animale în casă și îi substituie oamenilor, afirmând că sunt mai buni ca oamenii pentru care a murit Hristos, să fie anatema, a fost unul dintre mesajele controversate publicate pe Facebook de preotul Matei Vulcănescu.
În vara anului 2015, Sinodul Mitropoliei Munteniei și Dobrogei a decis că preotului i se interzice să pășească în orice biserică, mănăstire sau schit din județele din sud-estul României. În urma deciziei luate de Sinod, preotul Matei Vulcănescu a postat un mesaj care a provocat un puternic scandal pe rețelele de socializare. Acesta sugera că pruncii avortați vor ajunge în iad. Nu mai omorâți copii în pântece pentru că îi trimiteți în iad. Mai bine nașteți-i, botezați-i și apoi omorâți-i. E un păcat mai mic, a scris preotul pe internet. După textul postat de Matei Vulcănescu, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române a negat afirmațiile făcute de preotul controversat. Într-o declarație oferită pentru un ziar, Vasile Bănescu a respins mesajul ofensator al preotului și a ținut să sublinieze faptul că aceste afirmații nu reprezintă poziția oficială a Bisericii Ortodoxe Române. Domnul Savu, vă închinezi la pisică să nu vă... Băi, tot ce sper e că preotul ăsta să nu fie de la PSD și ăsta. Asta pentru mine ar fi o mare lovitură în seara asta. La toate subiectele mă părea câte unul care nu era în regulă de la PSD. Așa, la doamna. Dar eu de-abia aștept să ajungă... Da, eu de-abia aștept să ajungă acasă să mă joc cu pisică. Dar tu trebuie să nu idolatrizați. Dar și tu ai și pe tine să dau jos din pat. Eu mi-am luat iepure. Așa. Am avut și iepure. De vreo două săptămâni. El lua de Paște, da. El lua de Paște, da. De ce este nenorocire? Îl taie de Paște. O să mă duc. Hai să spun care e urmare. Am avut și eu doi. Am luat și eu doi de Paște și am dat la cineva și acum avea vreo 73. Deci, înțeles, s-au mulțit din aia doi. Deci ai perspectivă luminoasă, Robert. O să ieși la vânzare cu ei, da. Părinte, iartă, m-am greșit. Deci, nu știu, ați început emisiunea cu... Vă rog, domnul, sociologic vorbind. Cei care dădeau... sacoșile, cărnații de la Pleșcoi făceau un concurs pentru un loc. Cred că acolo e locul, domnule. Și acolo da? Era fila de la PSD. Ziceți, dumneavoastră? Nu! La spitalul în subordinat. Stai, dar eu meu nu să fie PSD-ist. Asta e tot ce pot să-mi domnule, vă mulțumesc că ați fost alături de mine. N-am mai râs ca un cretin în propria emisiune de foarte multă vreme. Vă mulțumesc încă o dată și vă las cu mare dorință. Bună seara, Marius. Bună seara, imediat vă aștept la ediția specială a știrilor. Scandal uriaș în guvern la negocierile cu sindicaliștii. Liderii profesorilor sunt disperați, pierd controlul în țară. Curg acuzații grave, cine a fost infiltrat pentru incitarea dascărilor. Dezastru făcut de furtunile de cod roșu, oameni disperați s-au trezit cu puhoaiele peste ei în case. Și copilul ucis pe șosea, poliția face filtre pentru prinderea vinovatului. Primar în stare gravă la spital după ce s-a electrocutat pe câmp. Și circ în parlament, Simiona descins în biroul lui Ciolacu. Val de accidente grave, tineri morți după impactul îngrozitor. Descinderi la falsul medic, zeci de tineri au fost desfigurate în cabinet. Vedeți la ce s-a ajuns în România, bătaie la raft pentru lumânări mai ieftine. Circ în coaliția de guvernare, se cere demiterea a doi miniștri PSD și fiul unei vedete implicat într-un scandal cu banii statului pentru emisiune. Vă aștept și cu restul știrilor imediat.